La ședința convocată pentru 26 septembrie și neținută din lipsă de cvorum se aflau pe ordinea de zi două puncte care vizau contractarea a două finanțări nerambursabile interne, printre altele și pentru continuarea lucrărilor de la Spitalul Județean, prinse în lista de investiții a bugetului instituției. Lucrările urmau să fie finanțate cu 10 milioane de lei și 1,1 milioane de euro, aceștia din urmă trebuind să asigure partea de cofinanțare a proiectului Reabilitarea și Modernizarea Spitalului Județean prin POR, unul dintre cele mai mari proiecte din sănătatea românească. Boicotată de opoziție, ședința nu s-a mai ținut și finanțările au rămas în aer. Din păcate, cei care resimt cel mai mult situația sunt medicii și pacienții spitalului. La o întâlnire cu medicii, președintele Consiliului Județean a fost rugat să facă eforturi pentru identificarea unor fonduri suplimentare de la guvern pentru ca și celelalte lucruri să fie amenajate. Ne referim aici la schimbarea tâmplăriei interioare, la schimbarea instalațiilor electrice și la pavajul din interiorul saloanelor. Președintele Consiliului Județean a reușit acest lucru, a făcut rost de aceste fonduri și ele trebuie votate în Consiliul Județean pentru ca să se treacă la procedurile următoare. E vorba de licitație, stabilirea câștigătorilor celor care trebuie să facă lucrările acestea și în așa fel vom avea în viitor condiții mult mai bune și în saloanele spitalului. Din păcate, consilierii USL nu s-au prezentat la ședința ordinară a Consiliului Județean și fondurile necesare pentru aceste completări de lucrări nu au fost votate. În aceste condiții, lucrările stagnează pentru că deși grupurile sanitare au fost terminate, nu s-a înlocuit instalația electrică și atunci sistemele de ventilare nu pot fi puse în funcțiune. Târgoviștenii dezaprobă atitudinile consilierilor ce împiedică continuarea lucrărilor de reabilitare. Normal ar fi să continue, să fac renovări și înăuntru și afară. Ce nu face că nu se prezinte? Trebuie să se prezinte. Uite unde a ajuns sănătatea oamenilor. Pe drumuri, moare omul la poartă. Nu vine să pună mâna, să facă. Nu, e și din comun, de ce să te oprească? E ceva frumos și pentru județ și pentru oameni. Și, na. Da, e normal. Și acum s-a asistat în cauza la cineva, că nu i-a convenit. Nu vor să voteze buget. Nu vor. Au bani, dar e treaba cu interese. Am fost aici, că am o fată internată și e miserie. Nu sunt condiții. Din cauza că n-au votat, sigur că da, sigur, da. Nu mai au bani să continue lucrările. Nu e bine, da.